RCSRDS, bună ziua, numele meu este Dacian Brânza și cu ce vă pot ajuta? Hogy? Cume? RCSRDS, bună ziua, ați apelat relații cu clienții. Spuneți-mi, vă rog, dacă vă pot ajuta cu informații legate de serviciile noastre. Asta televizoare nu merge, nu. No. Ce-ai făcut la el? Dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, numele dumneavoastră. Rosalia. Numai un moment să așteptați. Pe ce stradă locuiți? O piroșcă. Așa se numește strada? Nu știe. Abonamentul este pe numele dumneavoastră? Nu, asta la soțul. A, soțul. Spuneți-mi, vă rog, cum îl cheamă pe soțul dumneavoastră. George. George, mai cum? Zoltan. George Zoltan. Pe ce stradă ați spus că este? A piroșca. A, Piroșca. La ce număr? 73. Așa. Spuneți-mi mai exact care este situația legată de semnalul la televizor. Fugit din televizor, nu. Nu mai aveți imagine? Nu este. Asta semcișe. Și se vede cu pureri sau cu duni sau se Semcișe, vede da, deloc? piroșe și verde. Deci, haideți să vedem dacă am înțeles bine. Nu se vede deloc? Semcișe, asta și roșie. Dacă puteți repeta, vă rog, chiar nu am înțeles ce ați spus. Asta buburuze din alea, nu. A, deci se vede cu pureș, da? Alea, buruze. Bun, numai un moment să așteptați să facem o sesizare. Și de cât timp spuneați că nu aveți semnal? De acume. De acum? Ați încercat Ighe. să căutați pe mai multe posturi? Tote. Pe toate posturile. Numai un moment să mai așteptați. Bun, eu am not, vă mulțumesc pentru așteptare. Eu am notat o sesizare, o trimit colegilor noștri să verifice și ei și încercăm să remediem situația cât se poate de repede. Domnule, asta nu-i probleme că nu plăti 3 luni abonament. Nu ați plătit de 3 luni? Nu plătit la mine, dar luat pensia mâine, ăsta plecat și cumpărat tot plătit. Bine. Un moment să mă așteptați, vă rog. Dar nu multe, că mă sună dumneavoastră. Domnul plecat? Vă mulțumesc pentru așteptarea, doamnă Gheori. Ia. Rosalia. Rosalia, așa. Eu am să vă rog să veniți dacă se poate să achitați. Văd că abonamentul dumneavoastră a fost suspendat pentru neplată și din această cauză nu aveți Tăiat semnal. cablu! De ce tăiat cablu? Datorită faptului că nu este achitat pe Dar ultimele trei vecina nu luni. plătit 6 luni și nu tăiat! Deci, în legătură cu situația dumneavoastră, încercăm să o rezolvăm și așa se poate rezolva. Să veniți dumneavoastră să achitați abonamentul pentru Dar la ultimele trei vecina luni. mers televizoare și la mine nu. De ce? De ce la ea nu tăiat? Deci, La ea 6 luni nu fost. Și legat așa numai. în legătură cu situația dumneavoastră, așa se poate rezolva. No, În legătură cu astăzi veniți situația băieții, vecinei. da? Astăzi venit pus acolo cablu înapoi. Altfel mă duc la șeful dumneavoastră. În maxim 24 de ore, Nu de la maxime data efectuării 24, acum a plății. venit. Deci, maxim 24 Trimis de ore. fiul ăia aici că dacă nu bai. Eu v-am spus cum se poate rezolva situația dumneavoastră. Niciun situație acum a trimis. Ați înțeles? De la momentul în care faceți plata. Trimit soțul să puște la dumneavoastră dacă nu trimiteți acum. Deci vă rog totuși să mențineți un Râs limbaj de mine! și un limbaj. Dumneavoastră râs de mine, dar spun la șeful dumneavoastră. Cum râs de mine? Nu rușine la dumneavoastră? Cum numiți dumneavoastră? Deci, doamna, Nu, eu. domne! Cum ați râs? Gata! Numai! Unde? Șeful! Dați șeful la telefon! Deci, Nu! eu vă Dați pot șeful la ajuta. telefon acum! Nu vă pot oferi, vă pot face legătura cu șeful meu. Chemați șeful la telefon, aici stau! Deci, acest lucru nu este posibil momentan. Chemați Eu. șeful, că dacă nu, scandal mare! Deci, doamna Gheori, eu vă pot ajuta în legătură cu situația Nu noastră. V-am ajutat, că spus râs de cum. mine! Gata! V-am spus cum se Numai! poate Trimit rezolva. la șeful să spună dat afară la dumneavoastră! Deci Cum eu v-am posibil spus cum. așa ceva să râs de mine, ha? Eu v-am spus cum Cablu se poate tăiat, râs de rezolva. mine, dar ce e acolo? Eu v-am spus cum Ce mi-ați spus că putem ați râs de ajuta. mine? Deci, doamna, vă rog. Numai, numai, numai! Doamna Gheri, Niciun vă rog să George, mă doamna! ascultați. Nu mai Situația ascultat! dumneavoastră așa se va putea Gata, rezolva. Să ti! faceți.